Am revenit în platou alături de invitatele mele din această seară și anume Georgiana Vieru, coordonator eveniment, un eveniment special ce se va desfășura pe 8 iunie aici la Iași, Balul de la Castel. Dana Buzilă, manager, complex hotelier la Castel și gazda, una din gazdele, da, evenimentului primitoare, și doamna doctor Gabriela Turcu, manager medical, Avăr Clinica de aici din Iași. Înainte de a lua pauza publicitară, vă întrebam de programele efectiv pe care cei de la Fundația Bethany le pot sprijini, și când spun cei, mă gândesc acum la fetele, da, așa cum e expresia între noi. Da, și care ar fi aceste fete despre care discutăm? A rămas această formulă pentru că suntem 5 persoane, 5 fete care suntem în echipa de organizare a balului, dar în fapt echipa Fundației Bethany are și băieți, deci putem discuta despre echipa Fundației Bethany ca să nu-i defavorizăm în... Să nu se supere pe exact, noi. Pentru că au un rol foarte important. Da, proiectele noastre sunt 3 la număr, 3 proiecte, 3 programe importante pe care noi le dezvoltăm și le susținem și prin acest eveniment. Despre unul l-am povestit un pic mai devreme, e programul de recuperare pentru copii cu dizabilități, unde susținem anual în medie 40 de copii care au astfel de probleme și care vin la noi periodic la terapie, fie kinetoterapie, fie logopedie. Spuneți că cererea ar fi mult mai mare. Cererea este foarte mare, asta voiam să spun. Capacitatea noastră este destul de limitată și dacă ne întrebați la ce visăm, este la un centru mai mare în care să putem ajuta mult mai mulți copii. Ca să vă faceți o idee despre situația persoanelor cu dizabilități în Iași, sunt peste 3.000 de persoane cu dizabilități, din care doar o treime beneficiază de recuperare. Sunt foarte mulți copii în mediul rural care nu au acces la astfel de servicii, pentru că inclusiv a veni în Iași pentru, nu știu, de 2, de 3 ori pe săptămână implică costuri și un efort de timp pe care familia respectivă s-ar putea să nu îl aibă, pentru că mai au încă, nu știu, 2-3 copii de susținut. Acolo unde sunt situații în care copiii vin din mediul rural, noi încercăm să acoperim și costul de transport, tot cu sprijinul unor donatori privați, unor sponsori, și tocmai ca să-i ajutăm, să-i încurajăm să vină cu copiii la terapie. Asta este proiectul, cum spuneam, prin care ne-a motivat să începem să organizăm acest eveniment. Începând de acum 3 ani, dezvoltăm un program educațional pentru copiii din mediul rural. De ce? Pentru că sunt foarte mulți copii acolo care au capacitatea intelectuală să învețe, să meargă mai departe, au rezultate foarte bune, dar situația materială a familiei nu le permite să meargă către un liceu din Iași. Și atunci e mare păcat. Eu mereu spun, e ok să nu-ți permiți un pereche de pantofi sau un rucsac mai scump, dar nu e ok să nu-ți permiți educația. Și atunci noi avem această singura șansă, da, care ne mai poate salva. Și apropo de alte țări civilizate, mai putem și noi echilibra balanța prin educație, educație de calitate, de care se beneficiază la ea, și suntem bucuroși de acest lucru. Exact. Sunt 38 de copii bursieri ai noștri la acest moment. Am început cu 11 copii acum 3 ani. Încercăm să creștem de la an la an și să găsim resurse ca să-i ajutăm și prin evenimentul și prin Balul de la Castel și prin Serata Nobila din concertul nostru din iarnă. Pe lângă acești copii care beneficiază și de ajutor material prin aceste burse lunare, dar și de sprijinul colegilor mei pedagogic, vorbim și de dezvoltare acesta personală. Și a serviciilor medicale, a oamenilor exact. Care efectiv vin și se implică. Da, noi practic lucrăm constant în 3 comunități rurale, mă refer acum la Vlădeni, Liteni și Dobrovăț, și încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor tuturor copiilor din aceste comunități. Adică vreau să subliniez că acești 38 de copii nu sunt singurii copii pe care îi sprijinim, doar ei primesc aceste burse lunare. Dar bursă lunară, care ce înseamnă? Ca și înseamnă 150 de lei pe lună pentru fiecare copil, timp de 9 luni pe an. Orice bănuț este binevenit. Exact. Iată că cei de la Castel dau dovadă de generozitate. Anul trecut știu că toți invitații au mers așa, virtual, da, în cele 5 orașe fascinante ale lumii, și anume Paris, Barcelona, Veneția, Las Vegas și Tokyo. Anul acesta, iată, vor merge lumea poveștilor, va fi odată ca niciodată un minunat bal la Castel. Dar bal care implică și bani și care implică și un efort financiar,
Dacă ne puteți dezvălui așa din culise, la ce costuri am ajunge efectiv să venim, să degustăm din bucatele la castel, totodată să ajutăm acești oameni care au nevoie de sprijinul nostru și să ne bucurăm de atmosfera fascinantă de poveste. Pe Georgiana vă poate oferi aceste cifre, pentru că noi suntem doar gazda, nu, și nu ne ocupăm de partea financiară a lucrurilor. Care ar fi capacitatea pe care o puteți oferi anul acesta? Anul acesta mergem cu aproximativ 450 spre 500 de oaspeți. E un efort considerabil, pentru că îmi dau seama cam ce se întâmplă în bucătărie atunci când aveți de gătit pentru 450 de oameni. Da, sincer, noi suntem așa... Pregătiți, nu antrenați. Da, da. Aveți antrenamentul. Avem antrenamentul și facem lucrul acesta cu drag, mai ales că știm că ceea ce se întâmplă acolo în acea seară înseamnă materializat financiar și acei bănuți care ajung la copii. Și mă gândeam acum, spunând că 150 de lei înseamnă a ține un copil în școală, ca și anul trecut am lansat o provocare și din păcate spun că nu am avut un rezultat din punctul acesta de vedere. Chiar am lansat această provocare către toate restaurantele din Iași să sărbătorim un copiluț de la Bethany, să oferim un tortuleț fiecărui copil de la Bethany de ziua lor. Și acum lansez o provocare pe această cale. Păi să lansăm, poate da. În această seară cine are urechi să audă, aude și efectiv vrea să sprijine. Deci ar fi de organizat, da? O petrecere atunci când e ziua unui da, copil? Da, sigur. Să aibă un copil, doi, trei, sau eu știu, într-o lună de zile, să doar pentru o singură zi, o singură oră, să fie acei copii prezenți într-un restaurant. Sunt convinsă vă rog că... să scrieți pe pagina de Facebook Puls Economic. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare un mesaj în care să văd un da hotărât din partea unui manager de restaurant care, iată, dorește să găzduiască câțiva copii, să le facă o bucurie, să le dea un par cu suc și o prăjitură, un tort... Cred că s-ar bucura fantastic de mult. Eu sunt convinsă că printre acești copii există cel puțin 1, 2, 3, 10 care n-au fost niciodată într-un restaurant. Și cred că sunt oameni cu dare de mână în acest oraș care ar putea face lucrul acesta și reprezintă foarte puțin pentru deci, pentru iată, ei. Nu numai managerii de restaurant, ci și oamenii care efectiv ar dori să organizeze o mini-petrecere pentru un copil, oameni 2, de 3, 10, da? Să-mi scrie pe Puls Economic și cu drag veniți aici alături de mine dacă doriți, dacă nu sub protecția anonimatului, și noi promitem că vom fi acolo și vom lua imagini și vom arăta efectiv ieșenilor ce se întâmplă dăruind efectiv din puținul pe care fiecare încearcă să-l agonisească, să-l pună deoparte. Iată că și cei de la Medicover dăruiesc chiar multe mii de euro din câte am aflat, da? Și anual tot mai creșteți. În ce măsură ieșenii sunt interesați? Când spun ieșeni, mă refer acum la general, de sănătatea lor, de, nu știu, vorbeam de tendințele din străinătate. Iată că acolo mulți își fac acele asigurări private, apelează la abonamente efectiv de sănătate, plătind câțiva euro, dar beneficiind ulterior de sume consistente. Ce se întâmplă la Iași? Care vedeți că e tendința? La Iași, ca de altfel în toată țara, românii încă sunt obișnuiți cu sistemul de stat. Se fac asigurări de sănătate, se fac abonamente de sănătate, dar de cele mai multe ori sunt făcute de angajatori. Sunt făcute de angajatori ca și bonus pentru, pe lângă salarii și pe lângă alte bonusuri pe care le oferă angajaților. Stai un lucru bun, aș spune, că iată, angajatorul se gândește la salariatul exact, său. Exact. Dar oamenii obișnuiți, oamenii ca și persoane fizice, mai rar se gândesc la astfel de situații, pentru că pe de o parte sunt tineri și zic ok, când o să am o problemă atunci o să mă gândesc și la așa ceva. Pe de altă parte există mentalitatea că plătesc sistemul de stat, oricum îmi oprește din salariu și când voi avea nevoie va ajunge acolo. Și se trezesc la un moment dat când chiar au nevoie și sunt nevoiți în sistemul de stat,
nu au loc, nu au timp, nu există dotare, să ajungă în privat și în acest context plătesc sume mari de bani pe diverse investigații, mă refer la cele mai scumpe, RMN-uri, CT-uri, în condițiile în care ar putea să facă abonament de sănătate sau asigurare. Ce înseamnă un abonament de sănătate ca și costuri pentru o persoană fizică? Costurile sunt variabile, dar ca și persoană fizică pot porni de la 10 euro pe lună și pot ajunge și la, eu știu, 20-30 de euro pe lună. Dar oricum sunt sume mici în comparație cu cât ar trebui să dai ca să-ți plătești sau să-ți faci toate investigațiile de care ai nevoie la un moment dat. Sperăm ca lumea să înceapă să gândească și în acest sens, să se gândească la practică, e vorba de sănătatea lor. Sistemul de stat în continuare continuă să fascineze oamenii și merg pe principiul că, ok, am contribuit la stat și statul se-mi oferă. Nu contează neapărat calitatea, nu contează timpul petrecut pe holurile spitalului, îngrămădeala, condițiile. Important este că oamenii, cred că trebuie, despre ce vorbeam mai devreme, să se schimbe și mentalitatea și așteptăm încet încet să se schimbe. Să știți că este în schimbare. De la an la altul, de la un an la altul, tot aveți mai mulți. Aveți mulți ani de când profesați și da. Puteți... Da, să știți că de la un an la altul se constată o evoluție în acest sens. Chiar multe persoane fizice vin și își fac personal asigurări sau abonamente de sănătate cu mult mai multe decât erau cu ani în urmă. Adică, dincolo de companii care fac abonamente de sănătate și asigurări angajaților, și persoanele fizice în ultimul timp, într-un număr crescător, fac acest lucru. Și nu numai din ea, și din județele vecine, vin și își fac asigurări de sănătate și abonamente de sănătate la clinici private din Iași, și în special la noi. Vorbeam de bani, am ajuns la momentul principal al serii, al balului, momentul licitației. E mult așteptat de toți cei ce participă. Acolo, efectiv, dovedim, avem spirit civic și acolo ne batem așa în palete, nu? Să vedem care și cum oferă și ce se poate licita anul acesta față de anul trecut. Da, anul acesta avem o colecție foarte frumoasă, începând de la lucrările de artă donate de artiști români. Sunt câțiva artiști pe care, de sprijinul cărora beneficiem de-a lungul timpului și sunt foarte apreciați în licitație. E mare bătaie pe lucrările lor. Mă refer acum la Vladinski, la Irina Jijian, la Leontin Păun, Marin Gruia, Daniela Grapă va fi anul ăsta în licitație. Sunt lucrări foarte, foarte, foarte frumoase, foarte sensibile și care, așa cum spuneam, au demonstrat în anii trecuți că au foarte mult succes în rândul invitaților noștri. Știu că anul trecut ați avut creații investimentare, obiecte de colecție semnate de mari nume ale sportului. Unele obiecte surpriză, ne puteți dezvălui mai multe detalii pe lângă obiectele de artă? Da, vor fi și anul acesta câteva surprize foarte frumoase pentru pasionații de sport. Și, adică să ne așteptăm la semnături a personalităților? Ne putem aștepta la semnături de la cele mai puternice personalități din lumea sporturilor și vorbesc acum de domnul Ilie Năstase, de Gică Hagi, de Horia Tecău și încă vreo câteva nume care deci, atât, dacă nu vor fi fizic alături de noi, vor fi prin semnături, da? Vor fi prin semnături. Practic, noi am ajuns la ei, le-am povestit despre eveniment, despre ce se întâmplă în spatele evenimentului și au fost de acord să ne susțină în felul acesta. Printr-un tricou, printr-un obiect cu semnătura lor și cu tot dragul transmis către noi și către cei care vor licita. De asemenea, avem câțiva creatori care au donat din vestimentațiile lor și vorbesc aici de nume care, nu știu, îmbracă personalitățile din România. Mă refer la Steven Pelger, mă gândesc la Florin Dobre, Maresia. Sunt câteva vestimentații foarte frumoase care vor putea fi licitate pe 8 iunie la balul de la Castel. Și încă vreo câteva obiecte surpriză, nu o să dezvălui tot ce vine. Aici nu putem dezvălui că trebuie să fim acolo prezenți, nu? Dar vorbeam de costuri și n-am aflat cât ne costă să bifăm prezent, iată, la balul de la Castel anul acesta. Da, practic participarea la eveniment se face în baza unei donații de 600 de lei. Practic asta este costul invitației pentru două persoane la eveniment, urmând ca mai apoi, evident, să se scrie în licitație, să facă o sponsorizare pentru proiectele noastre, dar donația minimă aceasta este de 600 de lei.
nu este costul evenimentului. Vorbeam mai devreme, întrebați de costul acestui eveniment. Și un cost care cred că se ridică la câteva sute de lei de persoană. Vorbeați de trei feluri, nu? De mâncare, de cocktail, de desert. Nu mai punem atmosfera creată și munca oamenilor din spate, pentru că va fi o întreagă armată acolo. Câți oameni doriți să mobilizați pentru acest eveniment? Păi sunt dumneavoastră ceva, sunt general, nu? În armata aceasta la castel. Sunt peste 60 de persoane care, cu care contribuim noi și noi cei de la castel ne ocupăm de acest minunat eveniment. Aceste costuri sunt suportate atât de sponsorii evenimentului, cât și de participarea noastră efectivă. Și noi facem în așa fel încât acest eveniment să aibă sarea și piperul și, bineînțeles, darea de mână a oaspeților din acea seară. Și nu numai darea de mână, ci și condiții de îndeplinit pentru cei ce vor veni la balul de la castel. Există cu siguranță și un dress code, nu? Care trebuie respectat. Ori intrăm în lumea poveștilor, ori nu. Exact. Și prin dress code noi propunem invitațiilor noștri să intre în lumea de poveste pe care noi o creăm acolo prin decor, prin meniurile pregătite de prietenii noștri de la castel, prin urmare, ținute de poveste. Dacă ne-am dorit atunci când eram mici să fim o prințesă, o zână, un cavaler, ăsta este momentul în care putem să ne jucăm și să redevenim un pic copii și să întruchipăm personajul respectiv prin vestimentația potrivită. Deci avem liber să ne jucăm, să fim personajele poveștilor preferate. Deci ne putem pune rochile la care visam din copilărie, nu? Așa este, v-ați pregătit deja ținutele, să înțeleg? Sunt pe cale să fie pregătite. Da, mai e puțin și da. Iată, dacă tot sărbătorim 1 iunie acuși, mai un pas și ajungem și pe 8 iunie la balul de la castel. Vorbeam de transparență, vorbeam de faptul că la castel, iată, oamenii sunt generoși, dar și rezultatele sunt evidențiate și arătate, efectiv, ca și moment, da, al serii. Pe lângă licitație, pe lângă trupa Vanc, pe lângă deliciul culinar, avem și rezultatele de anul trecut. Dacă mai țin eu bine minte, s-au strâns undeva în jurul la vreo 56.000 de euro, bani care au sprijinit prin diverse căi acești copii care au nevoie, efectiv, de sprijinul Fundației Betanii. Ne puteți spune mai multe detalii? Ce doriți să arătați efectiv anul acesta celor ce vor fi prezenți? Ce s-a întâmplat efectiv cu cei 56.000 de euro? Da, practic, balul de la castel de anul acesta e un moment bun ca să povestim un pic celor care vor fi prezenți. Mulți dintre ei, cu siguranță, poate pentru nu prima pentru dată, da. De regulă, oamenii pe care îi avem alături într-o ediție revin la eveniment. Cam asta e secretul. Dacă vii odată, e imposibil să nu-ți dorești să vii și a doua oară. Și atunci, da, o să profităm să tragem linie și să le arătăm oamenilor ce s-a întâmplat cu banii investiți de ei în ediția trecută. E clar că nu avem foarte, foarte mult timp la dispoziție, de aceea suntem acolo ca să povestim. Vom avea materiale pregătite, filmulețe, prin care să arătăm atât impactul în cifre, pentru că sunt importante, dar și impactul în ceea ce privește emoția și cum schimbă, poate nu 40 de vieți, că nu putem povesti despre 40 de copii cum s-o schimba fiecare, dar cu siguranță o poveste frumoasă de succes avem să le arătăm celor prezenți la eveniment. Iarăși, din programul de burse, vrem să povestim oamenilor ce s-a întâmplat cu copiii pe care i-au sprijinit. Pentru că o parte, iată, au ajuns la liceu, sunt deja la licee în Iași, au altfel de provocări cu care se întâlnesc. Și au o viață mai bună la care poate nici nu sperau. Exact. Și noi încercăm să le fim alături în continuare. E nevoie la Iași de astfel de evenimente. Cu siguranță susține și subscrieți opinia mea. Tendința chiar ar trebui să fie de a încuraja, cum spuneați și dumneavoastră, mediul de afaceri și nu numai, să fim mai generoși. Nu uitați de provocarea chiar a doamnei Dana Buzilă, manager complex hotelier la castel, ca pentru o oră, două, trei, atât cât vă permite dumneavoastră timpul și bugetul, să faceți o bucurie unui copil, chiar acum, de ce nu în preajma zile de 1 iunie, să le oferiți efectiv, nu știu, o felie de pizza, un pahar de suc și o prăjitură la cei care sunt sau nu, da, puteți oricum să ne dați detalii despre copii care nu au fost niciodată
într-un restaurant, nu au servit niciodată o felie de tort, că sunt, iată, din păcate, și astfel de copii. Și efectiv, indiferent că sunteți manageri a unui hotel, a unui restaurant sau sunteți un om cu suflet, oameni cu suflet în general, puteți să faceți această bucurie, scrieți-mi doar pe Puls Economic, pagina de Facebook, voi lua legătura cu doamna Dana Buzilă și cu celelalte două doamne, cu doamna Vieru și cu doamna Dr. Turcu și promitem să fim acolo și să redăm în imagini spiritul civic de care dați dovadă și eleganța gestului. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră din această seară, așa ca și final de poveste, da? Va fi odată ca niciodată, iată, nu spun încă a fost, pentru că vă mai aștept la o altă ediție a emisiunii după desfășurarea evenimentului de pe 8 iunie, să tragem așa concluzii, să ne spuneți ce obiecte s-au licitat, la ce sume ați ajuns, sper mult mai mult față de anul trecut, pentru că și suma e în creștere, nu? De la an la an. Da. Ați plecat în primul an de la cât? De la 8.000 de euro. De la 8.000 la 56.000, saltul e fantastic. Să dea Domnul să aveți spre 100.000 anul acesta. Doamne ajută, da, și oamenii să fie generoși. Vă felicit, dragă doamnelor, pentru gestul de care dați dovadă. Felicit și echipa la Castel, felicit și, iată, reprezentanții companiei clinicii medicale, Medicover, pentru servicii, pentru omenie, pentru eleganța gestului și pentru faptul că dovedim cu toții că, indiferent că suntem din Iași sau nu, suntem oameni. Asta este gestul, da? Cum pot veni cei care doresc, iată, să participe la bal? Ați spus că trebuie să doneze 600 de lei, bani cu care au accesul oferit și, de asemenea, pot să deguste, pot să mănânce, pot să petreacă, da? Exact. Da. Practic, cei care doresc să participe la eveniment ne pot scrie pe iasiaronpetani.ro sau să ne sune la 0232 278 535. Sau mai simplu pe pagina de Facebook Balul de la Castel ne găsesc. Doar să-și scrie intenția, exact, da, de a participa. Exact. Mai sunt locuri, da? Mai sunt foarte puține locuri. Deci cei care doresc să vină alături de noi, îi sfătuiesc să ne contacteze repede. Pe final de emisiune un mesaj, vă rog, către Eșeni. Să fim copii, să fim generoși, să fim buni și, bineînțeles, să iubim gastronomia, pentru că eu reprezint aici gastronomia, să iubim ospitalitatea și să fim așa cum suntem noi, românii, buni ospitalieri. Și vă aștept la Castel, bineînțeles. Și iată, pe final de emisiune, acum chiar că e finalul, sfatul medicului. Poate nu e chiar un sfat al medicului, cât mai degrabă un sfat al unui om, să ne uităm în jurul nostru, pentru că dacă avem curajul să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, am descoperit lucruri inimaginabile, și în sensul bun și în sensul rău. Și poate că, deschizând ochii în jurul nostru, ne dăm seama că ar trebui să facem mai multe pentru comunitate și pentru ceilalți. Un sfat al medicului, la bal, chiar dacă alimentele, mă rog, va fi super, consumat cu ponderare. Consumate acum și în perioada caldă, pentru că, iată, am trecut și la valul de căldură mult așteptat. La ce anume să fie atenți ieșeni în perioada imediat următoare? Pentru perioada caldă ar trebui să fie atenți la toate preparatele pe bază de grăsimi, preparatele pe bază de proteine, adică tot ce conține carne, brânză, ouă, cât mai puține. Să fie atenți să fie proaspete. Am înțeles. Că și să consumă cât mai multe fructe și legume, și că absolut, regăsim. Cu fructe și legume la greu, pentru că asta este baza sănătății, minerale și vitamine. Vă mulțumesc tare mult, de-abia aștept să vă revăd pe data de 8 iunie și după aici în emisiune să le povestim eșenilor din culisele evenimentului. Succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc. Pe dumneavoastră vă aștept joia viitoare la aceeași oră, ora 20, să luăm din nou Pulsul Economiei Eșene. Sunt Carmen Santu Toderașcu și până ne revedem, vă doresc să aveți o seară frumoasă, sănătate și mult succes la bani.